Și faceți-i băieței, bine să revenim la un episod aici cu tatai, cu autobuzul. Am făcut banii băieți, data trecută o grămadă. Și a zis, hai să mai ne băgăm, acum suntem în oraș, în București. Căutăm persoane, aici prin oraș se duc, da? Aha, am găsit deja unul. Așa, perfect. A, trebuie să ajung într-un minut. Azi că facem noi o românească. Așa faci, tataia, românească, românească. Tataia-i tataia. Uite așa. A, n-am eu o pălincuță al tatai. N-am mai făcut, băi, băieți, băi. Uite, are ochelari de soare. E, dar s-o termina vara, da, na. Are ochelari de soare. N-ai treabă. Și iar n-am văzut că purta unii, dar cred că... Na, e catering sau nu știu. Ei știu care-i treaba, da, na. Uite așa, unde trebuie să duc? Ai, băieți, uite alea că acolo la Mac. Trebuie să duc, perfect. Așa, perfect. Eu pe aici. Bun, bun, bun. Uite, aoleu, n-am luat să-l până ați văzut nimic. Așa a fost treaba. Uite așa. Ai, cu autobuzul ăsta, eu tot înainte, că e tank. Tank. Tanca aici n-am mai văzut. Ia. Aho. M1 internațional frumos acolo scris. N-ai treabă, n-ai treabă. Aoleu, ai, că am luat-o băiet, băiet, s-am făcut treabă. Păi dacă vede șeful că am făcut eu asta. Mă omor, am l-am stricat. N-ați băiet că nu s-a întâmplat nimic, nu... Tataie, nu știu, o chiorât, nu știu, o băut. N-ar nic. N-are bani șeful? Am văzut că învârte milioane cu lopata. Uite așa. Am ajuns la destinație, hai. Jos. 300. Fain. Aproape 400, de fapt 400, zic că este mai mult rătunjând, 400 de dolari am făcut. 400 de lei, adică primim noi pe bani românești. Pe mai mult, dar na. Ca să nu... Dacă nu pot să întorc, e mare. Vedem o altă cursă. Asta de unde? Cobor mai ca să ajung acolo mai rapid. Ca să după aceea ce am făcut? Uite așa. Vedeai mare autobuzul și e greu de controlat. Aici tataie nu știi. Ai condus tankuri. A, cu tankurile intra aici în pereți. Ce mai? Hai că acum am. Unde o zis că-i? Era să mă păcălească. Hai, trebuie să cobor pe aici. Dar nu pot din cauza că e mare. Trebuie să-i o roată, n-ai ce face, băieți. Frâne, frâne! Băi, nu știu cum din nu răsturn, ai stai. N-au pe roată, n-ai ce face. Trebuie să-i o așa. Ei, na. Asta e ce să-i faci. Perfect, perfect, perfect. Așa. Uite. Iar cu ochelari de soare. A, nu e ochelari de soare. Dar nu vezi? Na, nu vezi, poate. Acum s-o băga și ochelari de soare la magazin. Ce v-aș voi, va cumpărați, dar nu știu, nu mai are rost, că-i toamna de acum. Merg cu tataia cu autobuz, nu? S-au venit în companie imunul internațional, că e de tiruri și de taxiuri, acum și de autobuze. Și eu fără bani, de asta am văzut când vârti cu lopată, că are atâtea companii. Face la bani. Ați văzut că se face pe un drum. Mai ales pe lună. Vă dați seama, o cursă pe 2-3. Iar am făcut. Dacă trebuie să dau cu spate, n-ai ce face. Marea... Aha, acolo. Uite, are și mie cu cumpărat. Uite, așa. Aici mai puțin, da? Drumul a fost mai scurt. Încetul, încetul, perfect. Mai găsim o cursă ceva? Așa, asta, a, perfect. Uite chiar lângă mine. Și noroc că are tataia. Hai că intru numai așa, nu știu cum să fac eu, nu știu cum să fac, uite așa.
Perfect, dar unde-i? Băi, băieți, chiar așa ne-au făcut fentă. Făcut fentă, trebuie particelant. Și ăsta e mare, nu pot să-l bag. Dacă era mașină, găsăm ceva. Așa trebuie să-l întorc. Unde 12 secunde. A, că așteaptă. Și să nu ies chiar acum. Așa e, băieți, am ajuns la următorul client. Haideți, urcați. 3 minute, 3 minute. Să văd cum întorc. Păi eu pe aici, pe aici așa perfect. Să văd cum întorc. Că e cam greu. Aolea, că mai stricat, dar merge autobuz. E deja la Catancu. Se strică tabla, dar motorul merge. Cam așa vine treaba. Deci, fain să învârte. Dar nu știu pe unde trebuie să duc măcar. Mai 3 km, au zis. Ah, la benzinărie acolo. Hai că mergi, mai băiat, păi. Perfect. Hai că în 2 minute cred că ajungem. O luăm pe pod. Ca să ajungem cât mai rapid. Că știu că este giratoriu. Ca să ajungem mai rapid la giratoriu, o luăm pe sus. Sau nu știu. Găsim noi acum. Perfect. Să nu mai răsun. Păi da, merge, bă. Cred că e mare, dar uitați-l și rapid duce. Da, și ne are, și ne știe să-l conducă, e de viteză forjală, într-însu n-ai treabă. Așa, perfect. Avem câte ore de pontare? Zic eu vreo 7-8. Până acum 7-8 ore de pontare. Deci numai bine. Nu uitați, așa, perfect. Ia, sunt motocicliști pe aici, auzi pe aici. A, da, uite. Băi, dar știem că seara râs. Dar nu se ziua. E, na. Că tot ziua pe aici, poate na. Poate aici e gangul lor. Știu că sunt periculoși, au arme. Dar ei vin în brigadă ca mafioță, dar na. Ei vin pe motoare, nu în mașini sau nu știu ce. Te-au prins și aici este. Sunt foarte periculoși. Vedeți dacă treci pe la magazin și alea să nu vă opriți, că e na. Zic și eu, na. Nu știu cum îi treabă, că n-am vorbit niciodată cu dâns. Ia că ajungem. A, mă luăm și noi. Mamă, era să fac treabă. E mare asta. Da, am făcut treabă. Lasă că trebuie să întorc. E mare asta. Stați puțin. Hai că am reușit până la urmă, l-am dus ultimul client, cam gol. Închid acum pontarea. Eu v-am lăsat acum, sper că v-a plăcut acest roleplay. Nu a ieșit cum doream, pentru că m-am izbit cu autobuzul de câteva ori. Na, asta e. Așa, atât s-a putut. Poate în viitor facem cu mai multe autobuze, cum ar fi angajăm mai mulți oameni, membri, dacă vreți. Puteți veni în imunul internațional, dar trebuie să îl puneți pe tir, taxi, autobuz, ce aveți voi, Uber. Eu v-am lăsat acum și ne revedem într-un nou episod pe canal. Hai, pa, pa!